Uneori, când întâlnim pe cineva într-o suferință grea, care îi oferă un statut aparte, îl separă de restul oamenilor, ne este dificil să-i oferim consolare. Cum am putea depăși acest blocaj? Nu înțelegem acea suferință, îi suntem alături și sperăm ca aceasta să conteze. Dar ce am putea spune concret? Cum am putea îmbărbăta această persoană? Cum am putea rosti cuvintele, nu te teme, va fi bine, fără să sune formal, ca o bâlbâială de conveniență? Sfânta Scriptură ne oferă în a doua epistolă către Timotei o făgăduință extraordinară. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția sa cerească. Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte lui Timotei într-o scrisoare deschisă în atenția bisericii din Efes și de pretutindeni. Contextul istoric este perioada de acalmie de după primul proces roman al apostolului. Omul Pavel s-a aflat într-o grea strâmtorare. Primejdia morții părea inevitabilă și el a trebuit să treacă peste această încercare singur. Într-un verset anterior, apostolul ne informează că toți l-au părăsit, dar el se roagă pentru aceștia care nu au știut să fie aproape. Totuși, neputința și abandonul oamenilor au fost mai mult decât compensate de prezența și împuternicirea Domnului. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Domnul a stat lângă Moise în marile încercări prin care a trecut. El stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce l-o sândesc. La fel și apostolul Pavel s-a bucurat de roadele relației sale cu Dumnezeu și a câștigat o convingere de nestrămutat, mai mare decât cea pe care o avea înainte. În orice suferință apare teama, dar Domnul nu disprețuiește necazurile copiilor săi. El ne este aproape și, dincolo de suferință, El a pregătit soluția definitivă pe care niciun rău nu o poate amenința. Apostolul Pavel ne încredințează prin experiența sa că Domnul stă lângă copiii săi care suferă, pentru că ei au preț în ochii lui.